sunt bucuroasă să vă regăsesc la al șaptelea episod al călătoriei noastre, în care vorbim despre un artist plastic. Incontestabil, în spatele fiecărei lucrări se află o poveste. În spatele fiecărui obiect creat se află ore, zile sau poate chiar luni de muncă. Dar cred că cel mai în măsură să ne vorbească despre toate aceste lucruri este maestrul Liviu Mocan. Ne îmbarcăm așadar și continuăm călătoria noastră, dornici să descoperim noi fațete ale vieții de artist. Sunteți gata? Bănuiesc că au existat anumite momente, mai mult sau mai puțin dificile în viața conjugală, care au creat anumite tensiuni între tine și soție. Cum ați trecut peste aceste momente? Rodica și cu mine suntem extraordinar de diferiți. Dacă nu am fi avut credință în Dumnezeu și unul și altul, cred că am fi divorțat după o săptămână. Am avut foarte multe tensiuni în, în relație, dar am căutat principiul să nu apună soarele peste mânia noastră. Astfel că am petrecut uneori. Nopți întregi, să nu ne apuce dimineața până nu clarificăm un conflict. Și stăm de vorbă atât până ajunge fiecare să înțeleagă ce a greșit, pentru că acest lucru se întâmplă de regulă, că amândoi partenerii greșesc într-o măsură mai mică sau mai mare. Dar în momentul în care reușim fiecare să identificăm greșeala, Pasul al doilea pe care îl facem este să ne cerem iertare pentru ce am greșit și pasul al treilea este să ne iertăm, să ștergem cu buretele lucrul acela rău și să intrăm în, din nou în relație ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Uităm definitiv, nici nu, nici nu, avem, nu ne dăm voie să amintim ce lucru rău ne-am făcut unul altuia cândva. Spune acum o întrebare puțin cam indiscretă. Ai fost gelos vreodată? Din păcate, da. O iubesc foarte tare pe Rodica și mi s-a întâmplat să fiu gelos și conștientizez și de ce. Dintr-o lipsă de informare. Nu de neîncredere, de informare. De informare. Adică s-au întâmplat anumite lucruri cu ea și eu nu am fost informat și situația aceea m-a dus spre gelozie. De aceea una dintre aplicațiile pe care noi ne le-am luat este ca ori de câte ori unul dintre noi petrece în vreun fel timp cu un partener de sex opus, știu o iau cu mașina pe o colegă și o duc în oraș sau o duc acasă sau nu știu. Dacă ceva de felul acesta se, se întâmplă în ziua mea, când vin acasă, îi spun lui Rodica să știi că am fost cu, cu tare, deci o informez și ea de asemenea o, mă informează cu privire la astfel de situații pentru ca să nu planeze asupra unuia sau altuia, suspiciunea, care planează momentul în care afli din altă parte ceva de genul acesta. Crezi că gelozia e necesară în când în când în viața unui cuplu? Nu cred. Cred că este destructivă gelozia. Dar iubirea și purtarea de grijă a, 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 cu privire la partener și chiar sentimentul acela al a, a, a apartenenței e foarte sănătos, da, ea este nevasta mea, e soția mea și eu sunt hotărât pentru ea să o apăr, să o promovez, să o susțin, dar gelozia de fapt este o trecere în, în zona negativă a relațiilor. Cum ai reacționat când unul din copiii tăi a venit și a spus că vor să se căsătorească, că vrea să se căsătorească? Noi ne-am bucurat foarte mult, în primul rând pentru el și pentru ea, sau au căsătorit și Paul până acum. În al doilea rând, mărturisesc că ne-am bucurat foarte mult la ideea că un capitol din viața noastră se încheie și se încheie bine, și anume creșterea copiilor. Pentru că ei, din momentul în care se căsătoresc, sunt independenți și încep un nou capitol de viață ei înșiși, dar și noi ca părinți am încheiat un capitol. Deci e mare bucurie când ți se căsătorește copilul și pleacă cu binecuvântarea ta în viața de căsătorie. Se spune de obicei, când se însoară fiul, mama, că mama are sentimentul că Băiatul ei a fost furat de noră și poate din cauza asta apar și conflict între cele două personaje. Da. Tu ai avut un asemenea sentiment când s-a căsătorit vreunul din copiii tăi? Nu, Rodica este o femeie extrem de matură și înțeleaptă. De aceea nu are atitudinea aceea, aceea nesănătoasă de a, de a ține uh, relațiile și lucrurile uh, așa cum sunt la un moment dat. Ea are o gândire dinamică și e conștientă de faptul că viața se schimbă mereu, de aceea uh, le-a dat drumul din inima ei uh, în sensul acesta și uh, copiilor, și lui Paul, băiatul. Cel mare. Atmosfera familială influențează artistul Bimogă? Enorm, enorm. Când nu sunt bine cu soția mea, merg la atelier și nu-mi găsesc locul, nu, nu știu ce să fac, nu știu ce-i cu mine. În momentul în care știu că toate sunt în regulă în familie. E ca și pe un front, ca în război, în care îmi știu spatele acoperit, că dușmanul nu poate să-mi vină prin spate, îl am doar în față și atunci am forță în lupta mea cu dușmanul care e doar înainte. Astfel că relațiile bune cu soția mea și cu copiii mei îmi asigură spatele în creație în zilele noastre viața de familie este mult mai prozaică decât am dorit noi. Mai dură, în aceste condiții, ca și creator de artă, este greu să fii un soț și un părinte care trebuie să asigură cele necesare traiului de zi cu zi? Eu am uh, concepția aceasta despre viața materială a omului pe pământ și a mea și a familiei mele inclusiv, am convingerea și experiența de acum de o viață că Dumnezeu ne poartă de grijă, de fapt. Noi nu ne câștigăm pâinea cea de toate zilele. De aceea eu și cerem lui în rugăciunea domnească pâinea noastră cea, cea de, de toate zilele. dă nu nouă astăzi. El ne dă pâinea. Noi nu mergem la serviciu pentru a ne face pâine, pâinea cea de toate zilele. Motivația de a-ți de a face profesia și de a o face bine nu este câștigul material. Nu mergem pentru bani. Trebuie să mergem pentru cu totul altceva. Pentru iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni. Să exprimăm iubirea în diverse locuri de muncă în care suntem puși. Astfel că deasupra capitolului noastre, al lui Rodica și uh, 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 al meu, de când suntem căsătoriți, avem un text, o promisiune care stă acolo zi și noapte și ne influențează atitudinea de viață și promisiunea aceea lui Dumnezeu spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și aceste lucruri care sunt hrana, îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Încerc să trăiesc și am reușit până acum o viață întreagă să trăiesc prin această promisiune pentru că îți spun, Dumnezeu se ține de promisiuni. Nu vreau să ieșim din domeniul acesta al familiei și vreau să revin puțin la relația cu copiii. Noi trebuie să avem totuși o, o iubire pentru copiii noștri. Până unde să meargă această iubire? Pentru că la un moment dat sunt cazuri în, în, în viață când în general din partea mamei iubirea este atât de posesivă încât mai târziu ea își va, va avea de în viața de, de familie a viitorului ei copil. Până unde trebuie să ducă această, această iubire? Avem ilustrația excepțională a vulturului și a puișorilor de vultur. Puișorii se nasc, cresc, vulturul îi hrănește, ei se dezvoltă mai mult, încep să le crească aripioarele, dar le este așa de bine, acolo în cuibul iubirii pământești, încât vor tot acolo să rămână. Iar părintele e conștient că le-a cam venit vremea să zboare. Și atunci se știe că vulturul împinge puii afară din cuib. Și cum ei stau pe vârf de stâncă, puișorii aceștia încep să cadă spre pământ, dar instinctul din ei îi face să-și folosească aripile. Și la început, pentru că nu reușe să zboare, după ce vulturul i-a aruncat, vulturul vine sub puișorul care cade și... -l prinde pe aripi și îl duce înapoi în cuib și repetă operațiunea asta până la momentul în care puișorul știe să-și folosească singur aripile și să zboare. La fel e și cu copiii. Îi iubești, îi hrănești, le cresc aripile. Atunci trebuie să ai înțelepciunea și forța de a-i lăsa să zboare din cuib același gen de întrebare spun în cazul toleranței, pentru că trebuie să fim din când în când și toleranți cu copiii. Până la ce limite trebuie dusă toleranța față de ei? Până la limita călcării poruncilor lui Dumnezeu. Mereu când i-am pedepsit pe copiii mei, le-am spus, te pedepsesc pentru că lucrul acesta Dumnezeu nu îl îngăduie, nu îl permite și nu mi-l permite nici mie. Dacă tu mă vezi că greșesc aici, spune-mi, iar eu îți spun acum, ai greșit. Nu îți cer, le spuneam și mai spun lui David, să faci lucruri care țin de gustul meu. Fă așa că așa îmi place mie. Îți cer să faci lucrul acesta pentru că Dumnezeu ne-l cere tuturor. Deci, permisibilitatea la noi funcționează pe problemele de gust propriu, de păreri proprii, dar nu funcționează cu privire la poruncile lui Dumnezeu. Acolo ne supunem toți, și copiii, și noi înșine. Societatea de astăzi, în care tinerii noștri, copiii noștri trăiesc, este lipsită de moralitate. Asta, în primul rând, datorită mass media. Cel puțin așa, așa consider, consider, eu. Și foarte mulți tineri se aruncă în consumul de alcool și, mai grav, droguri, din ce în ce mai mult. De ce crezi că să ajung în, în situația asta? E, e... Ființa umană nu, nu trăiește izolată, trăiește în mijlocul unor influențe și al unor atracții extrem de, de reale, de puternice. Astfel, aceste tendințe greșite, nefolositoare, sunt induse de mediul în care cresc tinerii. mai ales dacă. Atmosfera în familie nu este suficient de atrăgătoare pentru ei, cu jocuri, cu uh, distracție, cu uh, vizionări de filme, de o, orice lucruri de felul acesta. Ei își vor găsi, își vor căuta. Uh, Atracție în altă parte, și acele alte zone decât familia, de multe ori sunt, sunt zone negative care îi, îi împing spre lucruri cu totul nefolositoare. Spunem sincer, cum te simți tu la această vârstă venerabilă de 61 de ani? Eu îți spuneam înainte, sunt un om foarte fericit și Consider că felul în care Dumnezeu a creat viața este extrem de înțelept. Și dacă la bătrânețe încep slăbiciunile și începe să scârție osiile, așa e, despre, despre lucrul acesta vorbim la această vârstă. Așa că o, o primesc cu foarte multă lejeritate și nu m-aș întoarce deloc în tinerețe, cum se spune, o, de-aș fi tânăr ca altă dată. Nu, capitolul acela a fost foarte bun, maturitatea a fost foarte bună, acum bătrânețea, în felul în care este ea, e foarte bună, asta e. Nu ți-e frică de bătrânețe? Bineînțeles, toți ne, ne temem de invaliditate, ne temem faptul de a deveni o povoară pentru copiii noștri și nu ne dorim lucrul acesta și din iubire pentru ei să nu le fim o povară ci să fim o binecuvântare pentru ei Dar nu ne convine nici nouă la bătrânețe expresiile răului lumii acesteia într-adevăr din punctul de vedere al, al corporal, corporalității sunt foarte pronunțate, mai ales la unii dintre noi. Dar de ce uităm oare că la bătrânețe sunt și expresii ale, ale binelui extrem de puternice, o anumită înțelepciune pe care ai adunat-o, o anumită înțelegere asupra vieții? Asupra lui Dumnezeu, a vieții de după moarte, cât de frumos este un bătrân înțelept și cât de căutat este el de către tineri. De aceea, când ne gândim la bătrânețea noastră, trebuie să ne gândim și la lucrurile bune, nu numai la cele rele. Apropo, ai spus de bătrânul frumos. Am întrebat foarte multe ori prin parc bătrânei bunicuței care mânau prin chipul lor o, o tinerețe fantastică și se bucurau de uh, porumbeii care erau în jur, de uh, copiii, de nepoții care se jucau și creșteau sub ochiul lor. Da. Dar în același timp am întâlnit foarte mulți tineri, răbici, cu sufletul îmbătrânit. Da. Nu crezi că totuși ar trebui să învățăm de tineri să îmbătrânim frumos? E o provocare foarte serioasă, și cred că nu întâmplător ni se spune: priviți și luați-vă ca modele pe cei care își încheie alergarea în lumea aceasta. Dacă reușești la bătrânețe să fii în regulă, cu Dumnezeu, cu tine însuți, cu lumea, dovedești prin aceasta că așa ai trăit o viață întreagă. Dar ce se întâmplă cu mulți dintre noi este că la bătrânețe, slăbind, slăbindu-ți puterea de a simula anumite lucruri în care nu ai chiar crezut, dar dădeau bine, la bătrânețe îți cad măștile acestea și areți cine ești și așa avem în jurul nostru bătrânei acri, nemulțumiți, nepoliticoși, neiubitori de cei tineri, pentru că de fapt la bătrânețe dovedești cu adevărat cine ai fost o viață întreagă. Octavian Palor spunea că bătrânețea începe ca toamna cu melancolii, cu umbre care se lungesc, cu reverii și doruri vagi. Putem, știm, oare să să acceptăm această înaintare în vârstă? Mulți nu, nu, se, nu pot accepta. De ce nu pot, oare? Poate că în primul rând faptul că Bătrânețea este capătul de pod al existenței și te așteaptă moartea. Probabil această proximitate a morții înspăimântă și mai ales slăbiciunile fizice aduc în prim plan perspectiva morții. Astfel că intrând pe acest pod nesigur al existenței nu, nu te simți atât de bine cum te-ai simțit în tinerețe pe pământul solid al al, al, al roadelor și al, al bucuriilor de tot felul în care perspectiva morții era ascunsă sau era departe prin drumurile mele, mele prin țară, văd tot mai des că tinerii Încep să nu mai fie atât de agresiv vis-a-vis -vis de bătrâni, precum vă și bătrâni care devin mai toleranți față de generația, de, de generația tânără. Prin prisma acestor aspecte, știm noi oare să creăm niște relații intergenerații bune? Tensiunile dintre generații au constituit în întreaga istorie a omenirii. Oh. Uh, Surse ale unor uh, tensiuni și, și probleme enorme. Este o mare înțelepciune din partea unui tânăr să respecte pe bătrân, și este o mare iubire din partea unui bătrân să uh, stea într-o relație cu tineri, să nu-i considere inferior, ci din potrivă să conștientizeze că ei pot fi de folos acelor tineri. Legat de asta vreau să te întreb, care ar fi avantajele unui tânăr în relația cu un bătrân și avantajele unui bătrân în relația cu un tânăr? Fiecare poate lua de la celălalt ceva Tânărul să ia din înțelepciunea bătrânului și să nu dea singur cu capul în multe lucruri în care ar putea să nu dea cu capul, învățând de la părinți sau profesori sau prieteni, da? Cum și uh, invers, uh, bătrânul poate lua ceva din tinerețea aceea, din dorința de a face ceva în viață, de a uh, fi creativ. Și să nu se oprească din avisa de exemplu. Deci putem profita unii de la ceilalți, dar poate în primul rând putem să oferim unul altuia ceea ce, ce nu are celălalt. Și acum să-ți dau o veste bună. Am ajuns la ultima întrebare din dialogul nostru. Ha, ha, ha. Cât de e împlinit e. se simte da. atât omul, cât și creatorul de artă, Liviu Bocan, la vârsta pe care o ai. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce sunt și pentru tot ce am. Îl iubesc pe Ioan Botezătorul, care, în momentul în care au venit la el să-l întrebe, ești tu Hristosul sau nu, contemporanii, au venit la el pentru că el era personalitatea numărul unu a lui Israel în, în vremea aceea. Și Ioan Botezătorul le dă un răspuns care a devenit un mod al meu de gândire. El le spune, nimeni nu are decât ceea ce este dat din cer. Și continuă el, mie mi-a fost dat să fiu prietenul mirelui. Nu sunt mirele, nu sunt Hristosul, sunt doar prietenul mirelui dar pentru că acea, acesta este darul meu de a fi prietenul mirelui, bucuria aceasta este atât de mare pentru mine, este totală, încât nu o dau nimănui. Aceasta este bucuria mea, pentru că atât mi s-a dat. Ei la fel, pot să răspund prin această gândire extrem de înțeleaptă a lui Ioan Botezătorul, Că atât omul, Liviu Mocan, a primit de la Dumnezeu bucurii nespuse, ca om. Și Liviu Mocan, sculptorul, a primit de la Dumnezeu toate sculpturile pe care le-a putut face, toată gândirea de care, de care are parte, toate acestea sunt lucruri pe care le-am primit. Iar meritul meu este acela că am Acceptat aceste daruri. Dragă vă mulțumesc pentru tenacitatea răbdării tale. Bunul Dumnezeu să-ți binecuvânteze mai departe viața ta frumoasă, alături de cei dragi ție, să ai parte numai de inspirație divină, ca prin ceea ce creezi să ne mângâi sufletele cu frumusețea tale. Am aflat și azi atâtea lucruri fascinante încât cred că v-ați fi dorit și dumneavoastră să mai poposim în acest univers artistic. Dar fiindcă timpul alocat acestui episod a ajuns la final, trebuie să ne despărțim cu promisiunea unei noi întâlniri. Vă salut cu drag!